Bună tuturor celor care vizionați canalul meu de YouTube, Chris Tarot. Astăzi am să fac o nouă etalare cu un oracol, cu un pachet de cărți de oracol pentru săptămâna 24-30 mai. Va fi etalarea cu ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi, ce va fi în casă, în afara casei, în dragoste, surprize. Așadar, dacă doriți să aflați cum va fi această săptămână pentru planurile importante ale vieții de zi cu zi, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, cu pietrele verde, roșie sau albă, și să vedem ce dezvăluie la varianta aleasă cărțile de oracol, să vedem cât de bine rezonați cu varianta aleasă, cu ceea ce dezvăluie cărțile pentru varianta care v-ați ales-o. Și prima va fi verde, roșie a doua și albă a treia. Și am să încep cu prima variantă. Haideți să vedem la prima variantă verde ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce veți avea în casă, în afara casei, în dragoste și surprize. Uite ce petrecere frumoasă. Voi așteptați poate o revedere, o întâlnire, un succes, un eveniment, ceva să se întâmple, o schimbare și a poate veni. Păstrați-vă optimismul pentru că sunteți parcă ghidați de legea atracției. Joacă un rol important pentru voi legea atracției. Ce gândești se materializează. Așadar, încercați să gândiți pozitiv, să intrați pe frecvențe pozitive, pe vibrații mai pozitive, înalte, să zic așa, să vă ridicați vibrația ca să aveți lucruri pozitive. Știți? Voi știți că poate sunteți singuri și că așteptați o revedere, o întâlnire, o împăcare, un succes, o decizie pozitivă, poate legată și de un divorț sau de o despărțire, de o schimbare. Ea poate veni, păstrați-vă optimismul că vă pot veni vești bune chiar de la instituții ale statului, știți. Nu știți, nu știți că aveți de-a face cu un personaj gelos, invidios, un bărbat, cu poate de care v-ați despărțit, pare care aici pare că aveți niște rivalități, poate legate și de dragoste sau de în cauza pentru o funcție. Aveți nevoie de o persoană, poate mai. Aveți nevoie să fiți puțin mai înțelept sau mai răbdător, pentru că puteți fi. Să aveți o pagubă, o pierdere din cauza unui bărbat gelos. Cineva încearcă să vă facă o pagubă, cineva încearcă să vă creeze o neplăcere, vrea să vă provoace poate la o ceartă, la ceva, ca să vă creeze probleme și chiar și în oameni de lege. Cineva este foarte pornit pe voi, are o răutate. Poate fi vorba de un partener, de un fost partener sau cineva care e gelos și invidios pe voi pentru niște daruri, da? Pentru că vă e rival într-o afacere sau în altceva. E aici o poate rivalitate legată și de credință. Da? Poate să fie cineva care nu are aceeași credință cu voi sau aceleași opinii, aceleași principii de viață, de valori, etc. Știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Că veți avea niște reușit, o dragoste, o nouă relație, dar pare că o persoană poate care e mai simplă sau care poate e o persoană care e mai dușmănoasă totuși, mai alunecoasă. Aici pare pentru voi că poate apărea o aventură. Puteți afla și de vreo. Aici poate să fie și un cuplu, care, o femeie cu un bărbat care are o iubită, care are un copil, dar acest bărbat e dușmănos pentru voi. Ar trebui să știți să fiți mai atenți cu această situație, că vă poate crea o neplăcere, să nu fiți naivi. Poate că cineva vrea să vă facă amantă, vrea să facă un copil cu voi, sau poate să fie vorba de propriul partener cu care aveți copil, care de fapt vă este și dușman. În casă vin vești, dar aici poate veni vești și de un dezechilibru legat de sănătate. Aici puteți să aflați poate și de un deces, da? De o persoană care totuși. O persoană care vă trebuie mai multă credință. Această săptămână e o săptămână în care vi se pune la încercare poate credința. Aici apare un dezechilibru, poate trebuie făcut o schimbare, va trebui să faceți o schimbare, ceva legat de credință, legat de sănătate, poate, atenție pe sănătate în această săptămână sau să nu pierdeți vreo persoană dragă, știți, nu știți ce ar trebui să știți în casă. Va apare o veste pe neașteptate. În casă, în afara casei, atenție că aici aveți niște femei rele, invidioase, sunteți urmărite, sunteți sau ca femei sau ca bărbați, poate, sau aveți de-a face cu gelozia unor femei, poate că dacă aveți o iubită, dacă sunteți bărbați, să nu vă treziți, sau dacă sunteți femei și aveți vreun iubit, să nu vă treziți că vă caută amanta sau vă caută nevasta. Spre exemplu, și pot apărea un scandal între femei din cauza unor superficialități, a
sunt superficiale și în afara casei vă creează neplăcere, încearcă să vă facă neplăceri. Da, din răutate, din invidie, din superficialitate, din ignoranță, etc. Deci, atenție așadar, în afara casei, că sunt niște energii așa mișcătoare, conflictuale, în dragoste. Aici, în dragoste și aici, ce e posibil să pierdeți pe cineva, ceva, o supărare, vine o singurătate. Păstrați-vă gândirea pozitivă, că e legea atracției, parcă atrageți răul cum gândiți. Așadar, încercați să gândiți pozitiv ca să se fie pozitiv. Ia uite, și pe surpriză. Și pe surpriză poate apare o ceartă. Legată de casă, în casă, aici sunt niște întâlniri între niște, sunt niște rivalități și cineva încearcă să vă creeze o pagubă în casă, să vă facă o pagubă, să vă creeze ceva care să vă aducă într-o situație dificilă. Cu toate că voi sunteți protejați sau sunteți bine văzuți totuși în casă, în familie, dar poate apărea totuși un ghinion, ceva pe neașteptate care se întâmplă brusc. Că văd că și aici în casă apare și apare și pe surpriză care are tot legătură cu casa sau serviciul. Da? Poate fi legat și de sănătate, spre exemplu. Sau poate să fie legat și de o ceartă sau legat de o pagubă. Asta apare pe surpriză. Deci e o săptămână în care oricum trebuie să aveți mai multă încredere în voi, credință și gândire pozitivă, pentru că sunt niște probe, niște încercări care aduc un dezechilibru. Dar nu neapărat că se și întâmplă, dar trebuie să gândiți mai pozitiv. Cam asta e ce pot să spun la prima variantă. Și haideți să vedem și la varianta cu piatra albă. Nu știu dacă ordinea este aceasta exact, dar dacă nu este, trebuie să știți că aceasta este varianta pietrei albe. Haideți să vedem la varianta cu piatra albă ce se întâmplă, ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce va fi în casă, în afara casei, în dragoste, surprize pentru această săptămână, 24-30 mai. Haideți să vedem. Da, poate să fie la nivel de societate o chestie, că văd că și aici se apare acest ghinion pe neașteptate, de vreme, de sănătate, ceva care se schimbă brusc. Poate să fie și un conflict, o discuție, ceva. Să vedem. Ce știți? Știți și voi că aveți un succes, o reușită, dar sunteți invidiate, gelozite, că aveți niște rivalități, că aveți de-a face și cu niște persoane care sunt poate mândre și orgolioase, poate fi și partenerul, poate știți și că sunteți gelozite pentru partenerul vostru sau pentru succesul vostru la serviciu sau pentru un anumit succes care îl aveți voi într-un afacere, într-un plan, sunteți și gelozite, invidiate. Știți, nu știți. Nu știți că veți avea o reușită, o realizare, o întâlnire, o rezolvare poate chiar cu oameni cu funcție, dar trebuie să fiți poate mai răbdător, mai răbdătoare, că pot apărea niște întârzieri, pot apărea chiar și niște probleme legate de conflicte militare, ceva care nu se folosește forța fizică. Sunt niște secrete pe care vă vor fi dezvăluite, poate și dacă aveți răbdare, știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Că veți avea un noroc în dragoste, poate să vă însănătoșiți voi sau partenerul, poate să fie și acest lucru, sau apare după o perioadă în care voi nu mai aveți încredere, totuși apare o împăcare, să apare un noroc, o oportunitate de a vă îndrăgosti, o oportunitate de a vă însănătoși, de a avea un succes pe neașteptate chiar printr-o dragoste. Apare și un eveniment, poate, cineva vă va face chiar o declarație de dragoste, vă va face o dedicație, să zic așa, poate chiar muzicală la propriu. Știți, nu știți ce ar trebui să știți. În casă. În casă aici voi aveți un succes, o reușită, dar puneți-vă în siguranță bunurile, că cineva vrea să vă intre în casă sau aveți de-a face cu un partener care nu e tocmai sincer, e mai aventurier. Vă poate propune multe, dar poate nu se ține de cuvânt. Apare un succes totuși pentru voi, dar și o aventură chiar, o nouă relație pentru unii chiar, sau o nouă căsătorie, un nou parteneriat, dar poate că e o persoană care nu e tocmai sinceră. Știți, nu știți ce ar trebui să știți în casă. În afara casei, aici, atenție, pe sănătate, pe energie, pe probleme de singurătate, de boală, de izolare, de probleme cu persoane care au probleme cu legea, poate, sau atenție la o pagubă, că aveți un pisic aici, dar pot să fie și vrăși farmece care să vă aducă o singurătate, o izolare, o problemă de sănătate, o greutate, o pagubă. Așadar, atenție pe falsitate sau pe persoane nesincere sau, cum să le spun, șmecheră, da?
Știți, nu știți, în casă, în dragoste, în afara casei, în dragoste. Aici, în dragoste, apar noutăți, poate și chiar noi cunoștințe, prietenii, dar apare și un dezechilibru. Puteți afla și voi de un deces, trece și voi pentru un doliu, ori aflați de o prietenă care trece poate pentru un doliu, sau să nu apară o discuție, ceva, trebuie făcut o schimbare, o clarificare poate într-o relație de prietenie cu cineva. Gândiți pozitiv că pot fi schimbări pozitive. Surpriză, surpriză și la voi, deci într-adevăr să gândiți mai pozitiv că pot apărea noutăți, vești. Poate vă trebuie mai multă credință, fidelitate, încredere, răbdare și gândire pozitivă că pot apărea schimbări pozitive, o nouă șansă, un nou serviciu chiar, poate unul dintre voi așteptați, vești, un nou serviciu. Și el poate veni, această noutate poate veni, dar trebuie să aveți mai multă credere în voi, mai multă pozitivitate, să nu mai fiți așa neliniștite. Duceți-vă poate și la biserică, unele dintre voi, rugați-vă, pentru că pot să apară noutăți. Că am văzut să aveți acest pisic în afara casei care vă aduce totuși o energie negativă. E cumva în aer așa o energie negativă, să zic, și poate că ar trebui să aveți mai multă credință. E o perioadă în care se pune la încercare, să zic așa, credința. Că și la a doua variantă apare tot această situație. Și haideți să vedem și la a treia. Haideți să vedem la varianta cu piatra roșie. Ce știți? Ce nu știți? Wow! Dușmănie. Păi, săptămâna aceasta se pare că e așa cu niște rivalități, se stârnesc niște invidii așa. Haideți să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți. Ceva fi în casă, la casei, în dragoste și surpriză. În această săptămână, 24-30 mai. Haideți să vedem. Dragoste, dar cu dușmănie. A, e clar. Stârniți o invidie, o gelozie din cauza unei relații de dragoste sau pentru că iubiți voi, că sunteți îndrăgostiți, că aveți o relație. Să vedem. Să vedem de ce e așa dușmănie. Știți, de niște vești legate de sănătate, de niște acte pe care trebuie să le faceți pentru sănătate, știți, poate de niște analize, știți de cineva bolnav, da? Știți aceste lucruri, dar știți și că sunt totuși progrese, că sunt totuși niște noutăți, știți, nu știți. Exact, ia uite ce nu știți voi, nu știți o mare reușită în dragoste, de o mare aventură, de o schimbare, de o realizare, de un succes care vine și printr-o veste chiar poate, sau o declarație, o invitație undeva, o nouă cunoștință care poate apărea pe neașteptate, știți, nu știți. Vești pozitive, deci așadar pe neașteptate. Nu știți ce ar trebui să știți, că totuși trebuie să fiți prudenți la o ceartă, la o întâlnire în familie sau într-o întrunire, într-o reuniune undeva. Atenție că apar niște energii negative, poate chiar malefice, care au bâzdâc, deci vine, cum să zic, așa, plutește în aer ceva, da? Poate chiar influențe malefice făcute, niște energii, să se schimbe niște energii, ca să zic așa, să provoace un scandal, să se provoace o schimbare, să se provoace o neplăcere. Așadar, atenție aici, văd că trebuie să faceți, poate aveți nevoie de mai multă, poate pe petrecere, atenție să nu apară probleme legate de niște evenimente. Știți, nu știți ce ar trebui să știți. În casă puteți avea chiar evenimente, reușită, petrecere, căsătorie, dar atenție pe evenimente, de aceea am spus că sunt niște petrecăreți care pot provoca o ceartă, un scandal, ceva. Sau aveți a face cu niște persoane, niște bârfe care pot ieși pentru casa voastră, pentru dragostea voastră, pentru succesul vostru, afacerile voastre. Fiți mai, să zic așa, mai discreți, poate, sau să nu fiți superficial în discuții cu alte persoane. Știți, nu știți ce ar trebui să știți în casă. În afara casei, atenție pe hoție, pe gelozie. Voi aveți un mare câștig în afara casei, un succes, că de muncă, că de bani. Aveți niște realizări care vin, da? Pe neașteptate, poate chiar sau mai mari decât v-ați așteptat, dar atenție că cineva e cu ochii pe voi să vă păgubească, să vă facă schimbare, să vă ia banii. La propriu sau la figurat aici, atenție că poate să fie vorba de un partener, poate să fie vorba de un cunoscut sau mai puțin cunoscut, știți, nu știți, în afara casei. În dragoste și aici, aveți de-a face cu cineva de la drum, vă vin vești de la drum, poate partenerul vostru care e la drum sau puteți cunoaște pe cineva de la drum, dar atenție că poate apărea o dușmănie, apar niște rivalități, apar niște discuții, aveți de-a face cu persoane orgolioase, persoane mândre, bârfitoare, vă pot scoate vorbe.
Surpriză, exact. Apar noutăți, succes, o prietenie nouă, poate, o realizare, vă împliniți un vis, dar fiți prudenți pe superficialitate sau pe persoane superficiale. Nu riscați că puteți pierde o prietenie sau un succes. Da, deci acestea sunt practic energiile. Deci este o săptămână a încercărilor, că văd că și a treia variantă care mi-apare pisicul și această carte a dezastrului, a ghinionului, care vine pe neașteptate, care răstoarnă o situație, face o schimbare și pisicul aduce clar falsitate, ocultism, da? Minciuni, trădare, înșelătorii. Așadar, atenție, ce vi se propune sau ce provocări vor fi, pe unde sunteți, în afara casei, că poate să fie într-o aglomerație undeva, unde e lume multă, da? Unde sunt mai multe persoane, în care voi sunteți cu niște prieteni și vin așa niște, pe neașteptate, niște energii. Poate să fie și vremea, poate să fie chiar și vremea, e atâta negativitate încât vine brusc așa un, cum să spune, un, o furtună sau vine un, Doamne ferește, de un cutremur, spre exemplu, sau ceva. Sunt niște energii negative care parcă iau brusc așa foc, brusesc, se riscă ceva, că s-a acumulat multă energie negativă în aer, să zic așa, da? Din cauza bolilor, din cauza supărărilor, etc., etc. Sau chiar s-a și lucrat cu ocultism, pentru că pisica, am spus, mai vorbește și de ocultism, chiar s-a lucrat cu niște energii negative și acestea au... s-au acumulat așa cu toate la un loc și pot izbucni, bubui undeva în societate și poate să fi, se întâmple fie printr-un cutremur, fie printr-o ceartă, fie printr-o ploaie, furtună, ceva, fie care apar brusc așa din senin, să zic oarecum, între ghilimele, că din senin nu este chiar din senin, semne că se întâmplă ceva, poate, pot să fie, doar că trebuie să știm să le și înțelegem aceste semne care se transmit. Natura, să zic așa, transmite, societatea într-un fel sau altul transmite. Sunt multe lucruri care ar trebui poate să încercăm să fim puțin mai prezenți ca să le înțelegem. Mai prezenți așa cu simțurile, cu văzul, cu auzul, cu înțelesul, cu logica. Să încercăm să facem conexiunile mai mai simplu, mai ușor, să fim mai puțin mai analitici, să fim puțin mai prezenți, de-aia zic, cu spiritul prezent într-o situație. În general, nu numai fixați pe bucățica noastră, să zic așa, de interes, și puțin la o imagine mai largă ca să putem înțelege, ca să putem anticipa niște evenimente care s-ar putea să ne afecteze pe plan personal, chiar dacă nu ne aparțin nouă acele evenimente. Și de aceea, uneori e bine să fim mai prudenți, mai prevăzători. Că, să zicem așa, prudența este mama înțelepciunii. Că mai bine să anticipăm, să prevenim, decât să avem ulterior ce să vindecăm. Nu? Cam asta este ce pot să spun așadar și la a treia variantă și la toate trei variantele în general pentru această săptămână care urmează. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă vor fi de folos, că tot ce e de bine se va realiza și ce de mai puțin bine veți evita sau nu se va întâmpla. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube Crista Roth și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!